Au băut, apoi s-au urcat la volan. Este vorba de doi bărbați care au fost opriți de oamenii legii în trafic sau chiar au provocat un accident fiind sub influența băuturilor alcoolice. Primul bărbat a fost depistat ieri în jurul orei 10, când cadrele de poliție au fost sesizate cu privire la faptul că pe rața localității Șoarci a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. Cu ocazia cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în timp ce efectua manevra de mers înapoi cu un autovehicul, a acroșat un alt autovehicul parcat regulamentar. Procedându-se la testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 1,01 mg per litru alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor. Tot ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit în trafic pentru control un bărbat în vârstă de 29 de ani care conducea un autovehicul pe strada Doamna Stanca, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. La testarea conducătorului auto, din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,48 mg per litru alcool pur. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.